România se înarmează cu rachete anti-tank germano-israeliene. Costurile se ridică la peste 400 de milioane de lei, iar țara noastră a acordat contractul fără licitație. Rachetele de generație a 5 sunt folosite de armata israeliană în fâșia Gaza în războiul împotriva grupării teroriste Hamas. Compania Națională Romtehnica, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale și care acționează ca interfață între industria românească și partenerii externe ai acesteia, a încheiat un acord cadru pe patru ani pentru cumpărarea de rachete anti-tank. Acestea sunt produse în parteneriat între producătorii germani de armament DL Defense, producătorii israelieni de la Rheinmetall Defense Electronics și o subsidiară olandeză a celui israelian. Vor fi livrate rachete model Spike LR2 de generația 5-a. Racheta are o greutate de 12,7 kg, bătaia între 50 de metri și 5,5 km când este lansată de la nivelul solului, respectiv 10 km cu lansare din elicopter, cu opțiuni de focos cu detecție termică sau focos multifuncțional cu impact selectabil. Totodată aceasta este echipată cu un tracker inteligent de țintă cu funcții specifice de inteligență artificială. Înțelegerea a fost semnată de Romtehnica prin negociere directă fără publicare prealabilă, care este permisă de legislația în vigoare a achizițiilor militare în diverse situații. Valoarea totală a achiziției se ridică la mai mult de 426 de milioane de lei. Modelele Spike au fost folosite pentru prima dată de Forțele Armate ale Israelului în războiul din Liban, care a avut loc în anul 1982. Totodată, acest tip de rachete este utilizat și în conflictul actual cu Hamas din fâșia A Gaza.